Creștinii din orașul sirian Iskelbiah, care s-au adunat pentru slujba de flori la Biserica Sfinții Petru și Pavel, au trăit clipe de groază după ce câțiva adepți ai grupării Statul Islamic au lansat focuri de armă asupra locașului de rugăciune. În imagini se vede cum un bărbat se retrage rapid în biserică după ce se aude un sunet puternic ce pare a fi o explozie. Deși spaima i-a cuprins rapid, credincioșii au continuat să cânte "Cu noi este Dumnezeu", încercând să-i liniștească pe copiii prezenți care au izbucnit în lacrimi. Comunitatea creștină din Siria, una dintre cele mai vechi din lume, este amenințată de grupări radicale rebele care îi consideră pe creștini colaboratori ai actualului regim politic.